Tiene 19 títulos de la WSA y ha llegado a 44 finales. And she won her third successive Dutch national title this year. Y ganó el tercer título consecutivo en Holanda este año. Her current world ranking is 9 and the highest she has been is 2. Bună seara, doamnelor și domnilor. Jocurile mondiale din Columbia au ajuns în ultima zi a competiției. Noi vom deschide această sesiune cu turneul de squash. Aici vom urmări finala feminină dintre Nicole David și Natalie Graham. Vă sunt alături George Constantinescu, vicepreședintele Asociației de Squash, și Andrei Lucian. Bună seara! Kobayashi from Japan. Avem o finală care sperăm să fie disputată între Nicole David, numărul 1 mondial actual, și Natalie Graham din Olanda, numărul 9 mondial. Dar practic sunt cele mai bune jucătoare care au participat la această ediție, chiar dacă Natalie se află acum pe locul 9 lume. Ea în 2007 s-a clasat pe locul 2 timp de 17 luni. Iată pe Nicole. Am văzut-o puțin mai devreme tot aici. A intrat Natalie în teren. Mulțumesc. Gelu, am văzut-o pe, vreau să zic, am văzut-o pe Natalie puțin mai devreme aici la DigiSport, în semifinala cu malaizianca Ui, pe care a învins-o cu scorul de 3-1. Natalie are 35 de ani, 1,55 m. Cum vă spuneam, este numărul 9 mondial, iar cea mai bună clasare a fost numărul 2 mondial. Ea e născută în Australia și a reprezentat această țară până în 2006. A disputat 36 de finale în carieră, dintre care a câștigat 15. Apoi s-a căsătorit cu jucătorul olandez Tommy Berden în 2008 și a trebuit să renunțe la squash timp de 3 ani pentru a-și lua cetățenie olandeză și pentru a putea reprezenta Olanda în turnele internaționale. Este o rivalitate destul de puternică cu Nicole David. Cred că Nicole concepe cu 25-7, dacă mi-aduc bine aminte, Andrei. Da, într-adevăr, s-au întâlnit de 16 ori în finala unui turneu și de 2 ori în ultimul act al campionatului mondial. Chiar finala mondialului în 2006 a fost declarată una dintre cele mai cele mai mari din istoria circuitului feminin. Iar cel mai lung meci dintre cele două sportive a avut loc în 2007 în Malaysia. După o oră și 42 de minute, Nicole s-a impus în 5 seturi electrizante. Să spunem că soțul lui Natalie, Tommy Berden, a fost prezent la București acum o lună. El a câștigat un concurs numit Caravana Squash, cel mai puternic turneu realizat vreodată în România. Da, un turneu internațional unde am avut invitații din Franța, din Bulgaria, din Olanda, jucătorul care a fost Tommy, din Moldova și mulți alți jucători foarte, foarte buni care ne-au ajutat să dezvoltăm acest sport în România. Să spunem câteva cuvinte și despre Nicole. Da, are 29 de ani, este numărul 1 mondial, prima jucătoare din Asia care a ajuns pe această poziție la doar 21 de ani în 2005. Locuiește la Amsterdam. Are un record impresionant, 13 luni neînvinsă în circuit, cu o serie de 51 de victorii consecutive între martie 2006 și 2007. Vă vom spune mai multe lucruri despre cele două sportive pe parcursul acestei întâlniri. Haideți să vă familiarizăm puțin și cu regulile acestui sport. Acum sunt 5 minute de încălzire, 2 minute jumătate pe fiecare parte a terenului. Terenul are lungimea de 9,75 m și lățimea de 6,40 m, iar înălțimea este de 4,75 m la tușa de sus. Dar terenul, fiind în aer liber, nu are acoperiș și atunci loburile poate să atingă orice înălțime. Da, așa cum puteți vedea, sunt mai multe linii
pe acest teren. Cele galbene de pe suprafața, de pe parchet, de pe suprafața de joc, sunt liniile de serviciu, cele două careuri, iar liniile roșii, vom avea un plan general cu siguranță imediat. Iată, peretele principal din față este linia roșie de deasupra, din mijloc, este linia de serviciu. Iar mai este o linie puțin mai jos, tinul, așa cum este termenul tehnic în squash, reprezintă linia de serviciu. Jucătorii nu au voie să lovească sub ea în timpul schimbului de mingi, plus acele linii laterale, liniile de out. Exact, liniile roșii de out. În momentul în care mingea atinge una dintre linii, mingea este out, nu este la fel ca în tenis sau badminton, când mingea pe tuș este punct. Se joacă în sistem cel mai bun din 5 seturi, adică cine câștigă primele 3 seturi este câștigătorul meciului. Se joacă până un set, se joacă până la 11, iar la 10 egal se joacă diferență de 2 puncte. Într-adevăr, un sistem de punctaj care a suferit mai multe modificări pe parcursul anilor. S-a jucat până la 15, apoi până la 9 cu schimb serviciu și s-a ajuns în urmă cu câțiva ani pe acest sistem până la 11, pentru ca sportul să fie puțin mai dinamic, mai mult pentru spectatori. Au trecut cele 2 minute jumătate, s-au schimbat părțile terenului. Un pariu, Andrei? Cine crezi că va câștiga? Hai să zice, știu, toată lumea va merge pe Nicole David, într-adevăr este cea mai bună jucătoare. Ca și mine, de altfel. E în formă, eu o să merg pe Natalie. Gel, un pronostic, să dăm un pronostic exact. 3-1 pentru Nicol. Pentru Nicol, ok, atunci eu iau 3-2 pentru Natalie, să avem o finală dramatică aici pe Digi Sport 2. Sincer, și eu aș vrea să câștige Natalie, ținând cont că ne-am împrietenit așa de bine cu Tommy, cu soțul ei, și chiar și Natalie trebuia să vină în România, din păcate nu a putut, n-a avut cu cine să lase copilul, ea fiind și mămică. Da, în 2010 a născut un băiețel, Kiran. Cele două sportive au ajuns destul de ușor în finală. Nicole David, practic, și-a spulberat toți adversarii. În primul tur nu a jucat, iar apoi scorurile au fost identice, 3-0 în optim, sferturi și în semifinal. De cealaltă parte, Natalie a muncit puțin în semifinală cu malaizianca Ui, a fost 3-1, însă și-a folosit din plin experiența. Practic acesta a fost atuul ei principal. A câștigat primul set, apoi în setul secund a revenit malaizianca, dar în următoarele două seturi a revenit la strategia din primul set și a rezolvat destul de ușor partida. Andrei, crezi că ai face față dacă ai jucat cu una dintre cele două finaliste? Dacă aș începe de la 10-0 în fiecare set, probabil aș avea... Eu sunt mai optimist, eu spun că iau set. Da, cine știe, poate într-o zi vom ajunge și noi să jucăm la un asemenea nivel. Dacă nu noi, poate juniorii pe care vrem să-i pregătim în România. Există un proiect extrem de îndrăzneț în acest sens. Mai întâi avem nevoie de federație, care are șanse mari să fie... Nu are șanse, cu siguranță se va înființa federația pe 13 decembrie 2013. 13 pentru noi va fi o zi cu noroc. Tu ești născut pe 13, soția mea e născută pe 13, deci... Vezi? Deci vom avea noroc. Da, probabil, cred că nu sunt sigur dacă a fost trage la sorți. Nu, încă nu a fost, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Să sperăm că nu este o accidentare a lui Natalie.
Da, poate o discuție cu organizatorii sau cu sau cu antrenorul. Nu, no, nu, no, zâmbește de două jucătoare. Iată, Nicole, mi s-a părut că a învârtit racheta, dar s-a răzgândit. S-a răzgândit, Natalie are ceva probleme. Nu. Da, probabil acel meci cu ei a lăsat puține urme, în special în plan fizic. A trebuit să muncească enorm pentru a câștiga meciul. Ținând cont că are 35 de ani, se mișcă remarcabil și este o jucătoare de admirat. Să vedem cum se va descurca în fața lui Nicole David, cea mai titrată jucătoare din istoria squash-ului. Da, 7 titluri mondiale, 4 turnee câștigate la British Open, însă Natalie are o poveste extrem de interesantă. Practic ea este cea care a întrerupt seria de victorii a lui Nicole în 2007. Vă spuneam, 51 de victorii consecutive pentru... Scuză-mă că te întrerup, Andrei, 51 ai spus de victorii. Recordul este de 555 de victorii consecutive și este a lui Jahangir Khan din Pakistan. El a fost neînvins 5 ani și 8 luni, dacă mi-aduc bine aminte. Da, de adevăr, în anii 80, însă acum 15 seconds. S-a ajuns la cu totul alt nivel. Natalie a învins-o pe Nicole în aprilie 2007 la Seul. Văd că nu te-am convins cu recordul ăsta, îți mai spun unul. Același jucător, domnul Khan, a reușit să câștige un concurs internațional nepierzând niciun punct. Da, probabil se juca sistemul de două seturi din 3 până la 9, iar atunci era vorba de schimb serviciu. Practic, un jucător, ca să facă punct, trebuia să câștige... Știu, oricum este remarcabil. Într-adevăr, este ceva senzațional. Și mai multe titluri mondiale decât Nicole este un alt jucător din Pakistan, Jasper Khan, care are 8 titluri la activ. Într-adevăr, Pakistanul a dominat squash-ul în... Începe meciul la servici Natalie. Este obligatoriu la servici să ai un picior în pătratul mic, service box, cum se numește, și să servești pe diagonală în careul mare, ca să spun așa. Iată, primul punct, aceeași lovitură a lui Natalie pe care am văzut-o și în meciul din semifinală, acel drop shot de pe fundul terenului executat perfect. Iată, mingea nu a mai sărit, chiar dacă Nicola a ajuns, nu a mai avut cum să returneze. Cred că Tommy a învățat-o și Tommy a învățat de la mine acest top. Da, am avut și noi onoarea să jucăm un meci demonstrativ cu Tommy Berdan și a fost ceva incredibil. Practic aveam senzația, fiecare dintre noi în teren, că jucăm la un dat cu un robot, pentru că mingea venea înapoi de fiecare dată, oricât de bine ne-am fi mișcat noi sau am fi încercat să lovim, Tommy era deja... Noi parcă făceam atletism și el scoase ceva de genul, alergam în jurul lui. Dar Tommy se plimba pe teren. Ne-au lăsat bujiile. Iată acea situație de led. A fost o interferență între cele două jucătoare. Natalie nu a avut cel mai bun unghi de a lovi și s-a oprit cerând repetarea acelui punct. Vom vedea pe parcursul acestui match mai multe situații de acest gen, de asemenea și stroke, situație de penalitate, am putea spune, când jucătorul nu eliberează zona și se interpune în calea loviturii. Să le explicăm telespectatorilor și ce se caută din punct de vedere tactic. Se caută să țin mingea cât mai în spate, cât mai lipită de geamul din spate și obligatoriu să cucerești centrul terenului. Da, practic este un must acest lucru în squash. De acolo, din centrul terenului, ai mai multe posibilități, ai mai multe variante. Și poți ajunge mult mai ușor la toate migile, indiferent de colțul în care se află. Într-adevăr, practic adversarul se află în spatele tău, îl forțezi să-ți returneze mingea mai slab. Natalie, deși are 35 de ani, ne arată o formă fizică excepțională, uitați-vă cum aleargă. Dar și
o deplasare în teren formidabilă, reușește să facă o economie de energie. Remarcabilă, nu degeaba în 2007 a fost numărul 2 mondial. În 2007 Nicole era numărul 1, Natalie numărul 2. Vă spuneam, o rivalitate extraordinară între cele două. O lovitură norocoasă. Un boss cu rama. Foarte norocoasă aici Nicole. Dar cum norocul face parte din joc. Da, boss-ul, o lovitură cu peretele lateral, care apoi atinge și peretele principal. A fost principala armă a lui Natalie astăzi, acest boost. Și ciudat a fost că a făcut foarte, foarte multe puncte cu această lovitură. A transformat-o dintr-o lovitură defensivă, ce este într-o armă principală de atac. Da, într-adevăr, Win nu a reușit să o citească deloc pe olandeză. Probabil David se va descurca mult mai bine. Este primul set, în general, în primul set nu există o diferență foarte mare de puncte. Cele două jucători încearcă să-și găsească lungimea. Chiar se spune squash că, în general, nu trebuie să fii frustrat dacă adversarul tău îți deturnează mingea de mai multe ori și faci punctul din ce în ce mai greu, deoarece un jucător de top, odată cu trecerea timpului, își păstrează constanța și adversarul va obosi. O minge foarte lungă pe backhand-ul lui Natalie. Dar vorbea Gelu puțin mai devreme de acea lungime minge. Mi-aduc aminte de ce spunea Jonathan Power, un fost campion mondial, atât la junior cât și la senior. Diferența dintre jucătorii mari și foarte mari este făcută de lungimea în minge. Aceea creează oportunități de fiecare dată. Aici Natalie a ratat voleul. 5-4. Și Nicole Conce cu 5-4. Într-adevăr, un prim set extrem de echilibrat. Cu siguranță Natalie va risca totul în primele două seturi. Este condamnată să câștige un set, pentru că de la 0-2 va fi foarte, foarte, foarte greu să revină. Așa cum poate câștiga primul set sau al doilea, apoi se poate odihni, poate pune și puțină presiune pe Nicole. Wow, ce drop shot reușește aici Nicole. Într-adevăr, a mascat acel drive și în ultimul moment a blocat mâna pentru drop shot. Drop shot-ul este această lovitură scurtă, un stop, cum este numit el la noi. Din nou acele stopuri ale lui Natalie. Down. În squash raliurile sunt foarte lungi. 5-6. Da, la fete în general între 30-45 de secunde, băieții depășesc un minut. Cu siguranță, odată cu trecerea timpului, vom avea schimburi din ce în ce mai interesante. Și mai lungi. Se spune că este unul dintre cele mai sănătoase sporturi. Chiar revista Forbes l-a declarat cel mai sănătos sport din lume. Arde foarte multe calorii, peste 1000 într-o oră de joc. Da, și practic îți pune în mișcare toată musculatura. Da, îți crește foarte mult forța musculară. Ajută la îmbunătățirea sistemului cardiovascular. Este chiar un sport destul de complex și te ajută și în coordonarea ochi-mână. Dar vă recomandăm să încercați măcar jumătate de oră, poate o oră. Puteți juca squash în București, în Constanța, Brașov, Timișoara, Iași, Cluj și multe, multe alte orașe din țară. Mai multe detalii puteți găsi pe asociația de squash.ro. Ce vorbeam noi azi, Andrei, că arzi calorii și poți să mănânci și o friptură chiar, da, dacă vrei. Da, poți să mănânci ce vrei. Astăzi, după ce noi doi am jucat o oră jumătate, m-am dus și am mâncat o șaormă. Păi ce facem? Mergem după și o dăm și jos. Iar? Păi dacă am jucat o oră jumătate, deci probabil am ars 1500 de calorii, mi-am permis acest lux. Da, iată, impune ritmul
Nicole David. Probabil aceasta este și, și strategia pe care și-a făcut-o să câștige primul set pentru a o ține la respect pe, pe Natalie. Cum văd, meciul se duce spre pronosticul meu. Nicole lovește foarte bine, are o lungime deosebită în minge și Natalie nu poate să, să atace. Iar cu cât meciul se va lungi, cu atât Nicole va avea mai multe șanse, pentru că este mai tânără cu 6 ani decât oponenta ei. Într-adevăr, să mizez pe experiența lui Natalie, acest lucru s-a văzut și în semifinală, deși câștigase primul set. În al și l-a pierdut pe al doilea? L-a pierdut pe al doilea la 2, într-adevăr, foarte, o diferență foarte mare. A schimbat imediat tactica în următoarele seturi și practic a făcut meciul foarte ușor. Wow! La recuperări importante acolo la fileu. Iată din nou acele stopuri care caută Nicul de fiecare dată. Nicu este lovitura, este atunci când mingea lovește la încheietura între geam și, și podea. Da, dacă lovești foarte bine, practic mingea nu mai sare și ai punctul asigurat. Iată, Nicole David are acum 4 mici de set. Down. Și a fructificat-o pe prima, conduce cu 1-0. Adevăr, un început în forță. Încă nu, nu a găsit arma secretă Natalie. Da, nu, încă n-a intrat foarte bine meci, nu și-a găsit ritmul, probabil a avut nevoie de, de acest set pentru a-și pregăti strategia. Dacă vă întrebați ce fac oamenii pe teren, un șterg terenul de transpirație, iar domnișoara cu șervețelul mână ștergea mingea. Mingea este albă și se murdărește în timpul unui, unui punct și este ștearsă pentru a redeveni albă. Iată cele mai importante momente din, din primul set. Această lovitură, practic, este marcă registrată la... la Natalie, acel stop lipit de perete, însă putem observa și lungimea în minge a lui, a lui Nicole David, una foarte, foarte bună. Uitați ce, ce picioare au sportivele, mai ales la, la Nicole. Acești sportivi de nivel mondial trebuie să se antreneze de 3 ori pe zi ca să ajungă la, această, la aceste performanțe și să poată să joace în acest ritm. Și... Da, Nicole David chiar are o poveste extrem de interesantă. Este fica unui profesor și a unui inginer. Când era mică visa să devină inginer, însă la 5 ani s-a apucat de squash, iar la 8 deja se antrena cu un... Ce vârstă, Andrei, la 5 ani? Da, exact. Și la, la 8 ani s-a antrenat cu un, un antrenor profesionist. De, a fost de 7 ori declarată cea mai bună jucătoare a anului din, din circuitul profesionist. 2013 nu a fost chiar cel mai bun an pentru ea. A câștigat doar finala World Series în ianuarie. În rest, două finale jucate în Statele Unite, la Cleveland și la British Open, să în Anglia. Să le spunem telespectatorilor de ce încălzesc mingea sportivele tot timpul. La, la orice pauză e obligatoriu să reîncălzești mingea. Fiind din cauciuc, ea nu, nu mai sare. Dacă în momentul în care este încălzit, atunci începe să sară și se poate juca. Haideți să eu mizez acum pe, pe experiența lui, lui Natalie. Să vedem, Andrei, dar nu cred că... Eu am fost generos când am spus 3-1, doar pentru... pentru a te încuraja. Da, e, este important ca... ca olandeza să, să stea aproape de, de Nicole în acest set.
nu are voie să o lase pe malaiziancă să se distanțeze. Foarte, foarte frumos această lovitură și a creat un cu acea lungime minge. Nicola a returnat în mijloc și practic acel loose ball. Și a încheiat punctul cu un voleu la... Iată cât de bine a plecat în mijloc, a ridicat racheta. N-am avut reluarea în totalitate, însă a ridicat foarte bine racheta și a venit cu un drop shot în diagonală. A atins Tino. Este greșeală. 3 la 1 pentru Nicol. Dar nu mai intră aceste stopuri în semifinal. A fost de-a dreptul incredibil Natalie. Este și presiunea. Știe că o are în față pe cea mai titrată jucătoare din istoria squash-ului. Cu siguranță Nicol a urmărit semifinala și a văzut punctele forte ale lui Natalie, deși cele două se cunosc foarte, foarte bine. Însă un jucător profesionist întotdeauna își urmărește adversarul. Spunem că acest teren de sticlă are 9 tone. Cu adevăr este nevoie de foarte mulți oameni, de o echipă de profesioniști, de un supervisor, de niște mașini speciale pentru a-l ridica. Ai nevoie de 4 zile ca să îl construiești și 3 zile să-l demontezi. Plus competiția, deci undeva la 10 zile durează un astfel de efort pentru a organiza un turneu de asemenea învergură. Prețul unui teren este de aproape 200.000 de euro, iar închirierea lui costă aproximativ 10.000 de euro pentru un turneu. Știm toate lucrurile astea pentru că ne-am implicat asidu în organizarea caravanei squash din această vară. Într-adevăr, și noi și cei din Federația Internațională fac tot posibilul pentru ca squash-ul să devină sport olimpic în 2020. A trecut de prima etapă, în septembrie se va da verdictul final. Sincer, după mine merită și are toate șansele ca squash-ul să devină sport olimpic. Este la baraj cu baseball-ul și wrestling-ul, cred. Da, vorba de wrestling și... Din câte mi-aduc o aminte, iar... squash-ul este, după mine, sportul care merită. Ținând cont că se joacă și pe toate continentele și... Da, principala problemă ar fi că ar deveni al patrulea sport de rachetă după badminton, tenis de masă și tenis de câmp. Toate merită, sunt sporturi frumoase. Chiar este un sport destul de nou, rachetlonul, necunoscut încă în România. Chiar noi doi am participat la câteva concursuri. Da, chiar am trecut la campionatele mondiale din Bulgaria, unde am obținut locul al doilea. Am promis că ne antrenăm, dar ne-am lăsat pe gubași. Da, squash-ul ne place mult mai mult în acest moment. Rachetlonul, un sport care cuprinde cele patru sporturi de rachetă, tenis de masă, badminton, squash și tenis de câmp. Oh. A greșit cross-ul Natalie. Dar are foarte multă răbdare Nicol, se vede acest lucru. Răspunde la cele stopuri cu o lungime foarte, foarte bună. Cere stroke. Și se dă 5 la 7. Da, într-adevăr Nicol a lansat acea minge, însă Natalie era în spate și nu avea cum să lovească acea minge. Practic o situație decisivă de a ataca mingea. Când nu faci loc adversarei și te poziționezi între minge și peretele principal, atunci se consideră greșeală acest stroke și este punct. Și iată aici o revenire a olandezei, 6 la 7. Dacă ar face acum un punct 7-7, cred că s-a strânge puțin setul și de ce nu... Eu vreau să-l ia ca să se termine 3-1, cum am spus. Și o să ajungem în setul decisiv.
un punct foarte important, însă ratează din nou acel stop Natalie. Încearcă din, știind ce adversar are, încearcă din răsputeri să dea acest drop shot perfect. Da, joacă decisiv, pentru că dacă nu trimis mingea foarte bine... Oh. Aici a lovit-o pe adversară, Natalie. Da, și-a deschis bine terenul cu acest stop, iată avem aici reluarea. Nicol a returnat în cross și tot în cross... A trimis și olandeza, văzând-o pe malaiziancă cu racheta jos, practic nu avea cum să lovească. Iată ce lungime au cele două jucătoare. Mingea stă foarte aproape de perete. Practic nu poți ataca din acea poziție. Mingea trebuie să se depărteze puțin pentru a schimba direcția. Din nou un punct extrem de important. Stroke for Glehan. Iată din nou stroke pentru Natalie. Vom vedea acum mai bine ce s-a întâmplat. A atins-o cu mingea. Da, într-adevăr, mingea se ducea spre peretele principal și a atins-o pe malaiziancă. 8 egal. Hai, Natalie. Vrem 9-8. Făcând o glumă, crezi că Tommy a cumpărat ceva lui Natalie, ceva frumos, după ce a câștigat la București un premiu consistent? Și acum trebuie să se întoarcă favoarea. E rândul lui Natalie să câștige, să îi cumpere un cadou soțului. Iată un punct important, multă răbdare la cele două jucătoare. Iar Nicol face punctul. Da, un punct crucial, am putea spune, după un raliu extrem de lung, să vedem cum va reacționa Natalie. Păcat că relurile nu sunt lăsate până la final. Da, este un sport extrem de rapid și producătorii încearcă să nu piardă nimic din acest match. Iată, 9 egal, Nicol a trimis în out. Practic, cred că aici se joacă această întâlnire. Dacă Natalie reușește să câștige acest set, mai are o șansă. Dacă Nicol se distanțează la 2-0, foarte, foarte greu să întoarcă această partidă. Stop, un stop înalt al lui Natalie și este penalizată imediat de Nicol. Da, probabil nu, n-a vrut să riște, a vrut să o lase pe Nicol să atace și numărul 1 mondial și-a făcut treaba foarte bine. O schimbare de direcție foarte frumoasă. Acum. Da, Nicol așteaptă greșeala lui Natalie în acest moment. Are un punct în față, practic și-a asigurat prezența în tiebreak. Li se dă stroke și câștigă setul. 2-0. Da, iată, se afla în swing-ul lui Nicol Natalie și nu a putut să-și facă lovitura. Iată, de la 9-9 s-a ajuns imediat la 11-9. 11-6, 11-9 pentru Nicol David. Vreau să spun că echipa României va participa pentru prima dată la un turneu internațional pe 27 septembrie. Într-adevăr, mergem în Bulgaria la campionatele balcanice. Sperăm că să avem un rezultat bun. Da, suntem invitați de prietenii noștri din Bulgaria. Noi ne cunoaștem de când eram foarte mici, 12-13 ani, am practicat împreună badmintonul și ei au renunțat și au trecut la squash. La fel am procedat și noi. Adevăr, squash-ul un sport care prinde din ce în ce mai mult în România. Numai anul acesta în București vor exista 8 terenuri.
Dar am avut surpriza că în acest an, la un concurs organizat la București, să avem numai puțin de 60 de participanți, record pentru asociație. În doar 3 ani s-au realizat lucruri remarcabile. Numărul jucătorilor s-a mărit considerabil. Avem în clasament acum peste 170 de jucători și sperăm ca la anul cel puțin să-l dublăm. Da, acum există o pauză. Între seturi fiecare jucător beneficiază de 90 de secunde de relaxare pentru a-și pregăti strategia pentru setul următor. Din nou se încălzește mingea. Fiecare jucătoare se duce la antrenorul ei și îi cere sfatul în aceste 90 de secunde. Da, iată, este a 33-a întâlnire între cele două jucătoare, 25 de victorii pentru Nicol, 7 pentru Natalie. Un lucru extrem de interesant s-a petrecut în 2007. Nicol David, începând cu anul 2005, a câștigat de fiecare dată campionatul mondial, însă în 2007 a pierdut surprinzător în turul secund, iar în finala turneului s-au întâlnit surorile Granham, a câștigat Rachel, surprinzător, cu 3-0. Rachel este mai în vârstă cu 2 ani față de Natalie. De 4 ori a jucat într-o finală de campionat mondial olandeză, însă nu a câștigat niciodată. De cealaltă parte, Nicol David, așa cum spuneam, 7 titluri mondiale. Da. Hai să vedem dacă Natalie reușește să întoarcă acest meci. Da, trebuie să vedem cum va reacționa, în primul rând, din punct de vedere mental, dacă mai crede în victorie. Cu siguranță fizic are o problemă, am văzut-o puțin mai devreme, ridicând pomnul, acesta este un lucru foarte bun. Limbajul corpului este extrem de important, să te motivezi mereu, chiar dacă scorul nu ți este favorabil. Văd că la teorie ești bun, Andrei, mai greu cu practica. Da, într-adevăr, trebuie să mai muncim. Da, fiecare are punctele lui mai slabe. La anul se va deschide un centru și va fi adus un mare antrenor de afară, din Egipt, și vei fi invitat să iei parte la cursuri pentru a-ți îmbunătăți jocul. Abia aștept, așa cum cred că... Speră și așa cum își doresc și ceilalți jucători din România. Am văzut squash-ul la alt nivel în România, la acel turneu de care ai spus, la București, cu Tommy Berdan. Tommy Berdan, cel care în 2002 a ajuns până pe locul 22 în lume, a vin jucători precum Nick Matthews sau Peter Barker, care au ajuns în top 10-ul mondial. Chiar Peter Barker a jucat la această ediție a Jocurilor Mondiale, însă a pierdut în semifinală. Să spunem că caravana a avut loc și la Brașov în piața Sfatului, cu ajutorul asociației WePlay, și în Constanța cu ajutorul asociației Westside. Cu care împreună vom realiza Federația Română de squash. Iată câteva mingi bune pentru Natalie. Are un punct în față în acest moment. Trebuie să rămână foarte aproape de Nicol. A reușit acest lucru în setul secund. A fost 9 egal. Însă acolo au apărut două greșeli neforțate. Mizez în continuare pe experiența ei. Și eu, dar doar acest set. Da.
iată, folosește mult mai bine înălțimea peretelui, o plimbă pe tot terenul pe Nicol, însă aceea a fost o greșeală, nu poate exista la un asemenea nivel. Iată, vom avea aici reluarea, foarte bun acest top, foarte, foarte bun, a urmărit bine mingea, însă acolo ar fi trebuit să atace. A încercat un boost surprizator. Da. Da, însă Nicol este o jucătoare extrem de rapidă. 5-4. Iată cum se schimbă scorul, a fost 4-2 pentru Natalie. Acum Nicol preia avantajul. Da, au început să devină previzibile acele stopuri. Deja Nicol pleacă înainte. Wow, a trimis-o la semințe, ca să spun. Da, s-a ridicat fanionul la această minge. Coada ochiului a văzut-o Nicol pe Natalie, că a anticipat lungul de linie și imediat a trimis în cross. Acum înțelegi de ce am spus că... Down. Nicol va câștiga, nu numai pentru că este numărul 1 mondial, dar este o jucătoare remarcabilă. 5, și pe lângă deplasarea excelentă în teren, are și o mână extraordinară. Este, cred că, cea mai tehnică jucătoare din circuit. Da, a fost declarată neoficial cea mai bună jucătoare din toate timpurile. Practic, a bătut toate recordurile existente în circuitul feminin, începând de la juniori. Și iată, acum la 29 de ani, pare imbatabilă. Vede puțin la fața ei Andrei când joacă, este relaxată total, nu are nicio presiune, nu, da, zâmbește tot timpul. Simte foarte bine jocul, are bucuria acestui sport și iată ce lovitură vine acum. Next shot, spectaculos. Da, acea minge venită în mijlocul terenului. Iată, avem aici lungimea cu care și-a deschis unghiul. Și voleul Nick, la care Natalie nu a putut decât să se uite. Da, 8-5 a intervenit și oboseala, a fost o greșeală neforțată chiar de la retur. Down, hand out. O greșeală ușoară. Da, probabil din lipsă de concentrare. Hai, Natalie. Așa s-a întâmplat și setul 2, a revenit în meci. Poate se relaxează puțin și Nicol, mai face și ea câteva greșeli, că doar nu o fi robot. Sau poate știe că meciul este transmis în direct la Digi Sport 2 și o să lase spectatorii să se uite mai mult. Foarte bună recuperarea a lui Natalie acolo. Wow, ce recuperare! A avut punctul în mână Natalie. Da, este extrem de important pentru ea să câștige acest punct. Raliul cred deja... că va lua o pauză după... Deja respiră greu. Da, și s-a văzut clar că a forțat acea lovitură, nu avea cea mai bună poziție, însă a riscat pentru că dacă schimbul se prelungea, nu mai avea nicio șansă să-l câștige. Jucătoare se duc întotdeauna după punct să se șteargă pe geam, da, pentru a nu le aluneca racheta. Da, transpir foarte mult în timpul unui meci de squash. Așa cum vă spuneam, punctul anterior a contat enorm, în loc să se facă 7-8. 4 mingi de meci pentru Nicol David. A fost 9-6, acum 10-6 și... Și acum 10-7. Da, un retur în loc de linie, s-a uitat puțin Nicol, a vrut să plece, s-a răzgândit. 7-10, match ball. Încă 3 mingi de meci pentru Nicol, care poate risca în orice moment. Natalie trebuie să joace perfect pentru a duce acest set în tiebreak.
Nicol nu se grăbește. Nici n-are de ce. Stroke cred că va fi. Yes, let. No. A fost acordat un let, dar după părerea mea a fost stroke. Hai să ne uităm la poziția rachetei lui Natalie. Era acolo. Da, e... deciziile sunt uneori ușor interpretabile, însă arbitrul are ultimul cuvânt și... Ținând cont că arbitrul este și la o distanță mult mai mare decât ce vedem noi aici, este mult mai greu pentru el să aprecieze. Din nou un schimb foarte lung și foarte frumos. Voleu în cross foarte frumos executat de Natalie. Wow, și o schimbare de direcție acum. Da, exact cum s-a întâmplat mai devreme, Nicol a fost prins pe picior greșit. Iată, putem vedea aici. A vrut să plece în diagonală, iar Natalie a executat-o cu un lung de linie perfect. A salvat 2000 de meci, mai are încă două. Hai, Natalie. Dar s-a terminat. Da, aici s-a terminat totul. Se îmbrățișează cele două prietene. Al treilea titlu consecutiv pentru Nicol David la Jocurile Mondiale, după cele din 2005 și 2009. Cele două s-au întâlnit și în finala ultimei ediții. Iată, 11-6, 11-9, 11-8. Setul al doilea s-a jucat, acolo se putea schimba soarta meciului. Într-adevăr, da, ești numărul 1 mondial, ca în momentele importante să faci diferența. Să spunem telespectatorilor, dacă vor să practice acest sport, pot intra pe asociația de squash.ro și vor găsi mai multe informații acolo. Dar sperăm că v-a făcut plăcere să ne urmăriți în aceste zile la Jocurile Mondiale. Practic un sport nou în România. Sperăm că avem și festivitatea de premiere în direct. Dacă nu... ne vom lua la revedere. Da, și vă vom lăsa să urmăriți celelalte sporturi de la Jocurile Mondiale. Vă spuneam, este ultima zi a competiției. Mai avem handbal pe plaje cu finala feminină și cea masculină. La fel, un sport extrem de interesant. Ladies and gentlemen, we're going to invite Nicol David, the World Games gold medalist. Este anunțată Nicol David ca și câștigătoarea turneului. Da, să vedem dacă vom avea un interviu sau organizatorii vor merge mai departe cu următoarele meciuri. We have the gold medalist of the World Games. I have two very quick questions for you. You have won so many medals in your life. Da, într-adevăr, câteva întrebări pentru Nicol. World Games gold medal. I want to know what it means to you winning the third World Games gold medal. Da, este întrebată ce reprezintă pentru ea a treia victorie consecutivă aici la Jocurile Mondiale. Means a lot to our nation and for our sport. So every medal counts for your constituents. So I'm really pleased to win this World Games for the third time and have that gold medal for my country and also for all the other games like the Commonwealth Games, the Asian Games. All these big games means a lot to my nation and I just put my heart out into. Este foarte bucuroasă, Nicol, în special pentru că și-a reprezentat țara aici, așa cum s-a întâmplat și la Jocurile Commonwealth-ului. Ea în 2004 a purtat și torța olimpică pentru Malaysia. Este un adevărat fenomen în această țară. We want an insight of what is going on and what our chances are and what you foresee will happen. Haideți să aflăm de la Nicol și câteva
amănunte despre acea campanie pentru Jocurile Olimpice din 2020. Squash 2020 back the bid campaign, and it's been fantastic to see so many people, the whole squash squash community coming together and. A fost fantastic să vedem că toată comunitatea din squash s-a aliat pentru acest proiect. We are contending with two other former Olympic sports, so we are the non-Olympic sport that deserves a spot in the games. Da, un minus pentru squash, se luptă cu două sporturi care au fost în programul Jocurilor Olimpice, însă au ieșit din organigramă. We will wait for a bit for the men to appear. Iată câteva schimburi spectaculoase ale meciului. Cu aceste imagini, George Constantinescu și Andrei Lucian, vă mulțumesc pentru atenție și vă invită să rămâneți aici la Digisport. Jocurile Mondiale continuă. La revedere. La revedere.